Competiția fotbalistică pentru amatori Liga Prieteniei, organizată de Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu, continuă în această seară, începând cu orele 20, cu ultimele 4 partide din optimi. În etapa trecută s-au desfășurat alte 4 meciuri, finalizate cu rezultatele Salvatorii SNLP 6-3, PTV Giurgiu Los Angeles 5-2, Amicii ASEA Viitorul 6-7 și Unirea Frătești ASEA Energia Remuș 7-1. Astă seară sunt programate alte 4 partide, unele dintre ele decisive pentru a stabili clasamentul final ce va purta în semifinale cele mai bune 4 echipe. Iată partidele planificate în ultima etapă din optimi: Los Angeles, Salvatorii, SNLP, PTF Giurgiu, ASEA Energia Remuș, Amicii și ASEA Viitorul, Unirea Frătești.